în seara, dragii mei, sunt Tarotela, dacă nu știați. Iaca, așa mă cheamă pe acest canal. Știu că e târziu pentru unii, dar pentru alții e tocmai la timp. E seară aici, dar în partea cealaltă a planetei este zi, așa că până la urmă totul e relativ și posibil tot ce voi spune acum va fi la fel de relativ cum este timpul. Și dacă ceva nu vă place în etalarea generală pe care o voi face, acușica, acușica, pentru cei cu soare, în mod special cu soare în rac, tot am stat să mă gândesc dacă e valabil și pentru lună și pentru ascendent, posibil. Dacă vă place ceva, poate să fie valabil. Dacă nu vă place, nu vă place. Dar spuneam că dacă e ceva, vreo carte într-o anumită lună, că e o carte pentru o singură lună, ce, Doamne, mare mesaj poate să primiți. Puteți să primiți dintr-o carte. Se poate, dacă vă place. Dacă nu puteți să schimbați cărțile, puteți să schimbați mesajele. Bănuiesc că ați mai ascultat și alte etalări pentru 2020. Dacă vă place de la mine ceva, luați de la colegii și creați-vă povestea voastră. Ia ca eu sunt la a patra etalare cu ceașca asta cu Parisul, pe care mi-am cumpărat-o de 2 zile, pentru că vreau să manifest Parisul, să văd turnul Eiffel, noaptea, într-o atmosferă romantică, să primesc flori. Și trebuie să-mi termin ceaiul pe care l-am început de câteva etalări. Și eram sigură că la rac s-ar putea să mănânc și bomboanele. Draga mea, doamnă divină, am vrut, m-am pregătit, probabil că o să scânt la telefon, m-am pregătit să scânt un colind din Ardeal. Dar, interesant, înainte să fac etalarea pentru zodia racului, e extrem de generală etalare, mi-a venit în minte, mi-a venit altă melodie. Ce melodie? Ela, ce melodie? Old MacDougall has a farm. I-a-i-a-o. Eu cred că unii dintre voi visați să vă cumpărați casă la țară. Este tipic pentru cei cu planete în rac. Nu pentru toată lumea, dar pentru unii dintre voi. Dacă vă luați casă la țară și vreți să creșteți rățuște, găsculițe, curculițe, curci și puișori, mă chemați să vă ajut, dar aveți grijă să nu dați perle la gâște. Mai e o altă interpretare care îmi vine la melodia asta, ce mi-a sărit mie așa în gând. Old MacDougall has a farm. Cred că cineva are multe păsărele în preajmă. Aveți grijă să nu le încurcați. Să nu le încurcați. Puneți-le în ordine, puneți-le nume. Nu de alta, dar unele păsări sunt chiar istețe. Da, ciudat. Ce v-a ieșit? Marea preoteasă. Secrete. Secrete. Intuiție. Că vorbim de semn de apă. Sunteți voi un semn de apă. Sau alt semn de apă. Dar eu zic că sunt secrete. Sau reușiți să vă conectați la intuiția voastră, la o latura voastră specială, spirituală. Doamne, ajută că doar e 2020, după ce, dragii mei, renunțați la o perioadă, la un ciclu de mari, mari, mari trădări. Că o fi semn de aer, că nu o fi semn de aer, voi știți. Dar renașteți. Și e bine, măcar acum, dacă n-ați început, măcar acum, la început de an 2020. Eventual, munciți, vă transformați prin muncă, faceți bănuți eventual, ca să ce? Eu zic că vreți, așa simt, pentru că e și steaua, o bucurie mare, maximă. Steaua e vindecare, împlinirea tuturor dorințelor, 10 de cupe la fel, soarele în varianta 3D sau tot așa, împlinirea tuturor dorințelor. Două cărți care arată această super binecuvântare. Eventual cu cineva la distanță, mai mult sau mai puțin, dar trecem peste asta. Eu cred că voi munciți, după ce vă ridicați din aceste trădări, munciți ca să materializați, domnilor și doamnelor, acest vis. Nu vreți să rămână o iluzie, pentru că știți că dacă vă bucurați și nu puneți în practică această bucurie, nu o transformați, da? Nu o puneți în materie într-o formă sau alta, reveniți la aceste trădări, la dureri, nu neapărat, pentru că iluziile ne aduc dureri.
suferință. Și nu vreți să mai suferiți, așa că încercați să transformați această bucurie într-o chestie, să o manifestați, practic. Nu să rămână doar un gând, doar o stare trecătoare, doar o, nu știu, o întâlnire faină, da? Pentru că, eventual, ceva vă inspiră. Ceva, cineva, astrolog, tarot, ce ar putea să fie, sau pur și simplu intuiția voastră, vă îndeamnă să munciți pentru acest vis, ca să-l transformați în realitate. E un vis pe care l-ați dorit de mult. E o stea la care ați visat de mult timp. Yeah, drăguț! Dar cine este această stea? Steaua mea? Rămâne de văzut. RAC 2020. Am uitat să spun rugăciunea la gemeni. Am spus-o înainte, dar n-am spus-o în direct. Ia uite, balanță, chestiuni în tribunal sau nu neapărat în tribunal. Vreți să... Ia uite, iar apare. Ah, ce-am mai văzut în timp ce am amestecat? Am văzut, dragii mei raci, și tu, Doamnă Divină, am văzut asul de spade și 10 de spade. Deci victorie, în primul rând mentală, un început în temei după o perioadă de trădări, de boli, de suferință. Poate începeți un job, Doamne ajută, Doamnă Divină, dacă nu pur și simplu manifestați victorie. Și am văzut asul de spade de mai multe ori și am mai văzut pe lângă asul de spade și 6 de băte, victorie. Păi, două cărți care arată victorie sau mi-au arătat în timp ce am amestecat. Și am mai văzut, am mai văzut, am mai văzut ceva. Of, temperanța lângă un diavol. Încercați să... Veți încerca, ați început să lucrați la trezirea voastră spirituală, la vindecarea voastră spirituală după o situație toxică. Și ce am mai văzut? Judecata, renaștere. Da, ce frumos! Ok. Repet, ce nu vă place din ceea ce voi spune, puteți să schimbați oricând, sunteți manifestorii vieții voastre. Dragii mei, raci. RAC 2020. Etalare foarte generală. Ianuarie, februarie, martie. Ia că am învățat și lunile anului. Sper. Martie, aprilie, mai, iunie. Dar până la urmă tot o să iau bomboană. Iulie, august, septembrie. Octombrie, vedeți? Noiembrie, decembrie. Am emoții, dragă Doamne. Vai, ce frumii! Sufletul vostru pereche, o atracție puternică pentru cineva, o chimie puternică. V-am mai vorbit și la cealaltă etalare, da? Despre această ca... am zis eu, victorie. Victorie într-o relație cu un suflet pereche. Pentru unii poate să fie semn de pământ, pentru alții poate să fie semn de aer, care v-au creat probleme. Ori ei au trebuit să jongleze între două situații, ori voi, ori ei v-ați făcut prea multe griji. Dar lumea aceasta arată că începeți un nou ciclu. Ieșiți din acest ciclu, din griji, din jonglerii. Ieșiți, tăiați eventual, vă separați. Un suflet, pereche, da? Karmică, probabil. Că arată totuși niște nopți nedormite, niște griji. Și lumea asta înseamnă încheiere de capitol, nu doar de ciclu, și începerea unui nou capitol, în adevăr, eventual. L-am mai văzut și pe acesta, cu pași mici, sigur, către stabilitate, către o relație stabilă, dacă vreți, eventual sunteți voi sau alt semn de apă, sau pur și simplu către echilibru. O, afaceri, echilibru financiar, iar muncă, iar 10 de cupe, apare acolo, da. Unii trebuie să vă echilibrați financiar ca să vă puteți bucura de viață. Nu știu de ce, dar așa sunteți unii croiți. În fine. Ia să vedem, ianuarie. Regina de spade. Februarie, valetul de bâte.
Martie, wow, regina de bâte în martie. Ia să vedem. Uai, aprilie, regele de bâte. Ce frumos! Vă cuplați cu jumătatea voastră. C'era mai 6 de spade. În iunie, spânzuratul. În iulie, 10 de monede. August, oh, ce frumos! Da? Asul de monede. Septembrie. Vai, împăratul. 6 de zbâte. Am emoții, doamnă. În octombrie, noiembrie, de bine, 9 de monede. Vai, ce frumii, frumii. Decembrie, terminați în brațele sufletului vostru pereche. La, la, la. Nu știu cum terminați acest an, dar anul viitor va fi în brațele lor. Știu că vrei, doamnă divină, dar vedem ce se realizează. În ianuarie, un semn de aer. Vorbiți cu ei? Nu vorbiți despre ciocolată, cu siguranță. Vorbiți despre altfel de lucruri. Mai dure. Ori ieri, ori ei, ori voi. Trebuie să vă exprimați, eu știu, ideile, principiile, frumos ar fi, adevărul, na. Dar mare atenție că regina de spade uneori poate să fie mai dură. Că spune adevărul într-un fel în care deranjează. Că sunteți voi, că e altcineva, în ianuarie. Se va vorbi deschis, dar puneți-vă, nu știu ce să vă puneți. Dacă aveți de discutat deschis cu cineva și știți că s-ar putea să iasă cu scântei, nu știu, protejați-vă, veniți cu bombonele, îndulciți-o pe doamna sau domnul. Regina de spade poate să fie și un avocat, o avocată. Da, e semn de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Sau cineva care își manifestă planetele de aer, pozițiile pe care le are în harta natală, în case de aer. Îl manifestă într-un fel mai... Ianuarie. Luați o bombonică, măcar înainte și după discuția. Vă zic, e bine să mănânci bombonele înainte și după discuția cu regina de spade. Puf. În februarie, valetul de bâte. Poate să fie un copil pentru cei care aveți copii. Vai, ce frumos! Valetul, regina și regele, copilul, mama și tata. Co fi o energie, co fi o realitate pentru unii dintre voi. Ce drăguț. Dar în februarie, poate unii dintre voi vă gândiți la un copil sau comunicați într-un mod original, pasional cu cineva. Începeți o relație pasională față de care, cu cineva față de care aveți o mare atracție fizică, pentru că sunt bâte. Atracție fizică, dar mare grijă că valetul de multe ori, valetul de bâte este, na, e mai gen berbecuț, se aruncă înainte și nu se gândește ce va crea. Mare grijă totuși. Chiar dacă e pasiune, chiar dacă e chimie, chiar dacă e ceva ce va aprinde, păstrați-vă un dram de echilibru. Repet, poate să fie și un copil, poate să fie un mesaj, poate primiți un mesaj original, interesant, care vă ajută să, ce frumos, că văd mai multe variante, să generați ceva foarte creativ. Pentru că bâtele sunt foarte creative, da?
Poate dați voi cuiva o idee cum să-și înceapă o afacere, pentru că regina și regele de bâte pot să facă afaceri, dar în general nu sunt ca regii și reginele de monede, care pot să fie în colaborare sau să lucreze pentru o instituție. În general, regii și reginele de bâte sunt întreprinzători, au afacerea lor. Ori, și voi și ei aveți afacerea voastră. La un moment dat. Fiecare cu afacerea lui. Știi? În fine, trecem peste acest potențial. Poate veți cunoaște pe cineva la fel de întreprinzător ca voi. La fel de creativ ca voi. În fine. În martie, regina de bâte. Pentru unii poate să fie cineva în semnul berbecului, poate să fie leu, poate să fie sau cu planete în leu sau un săgetător. Trecem peste asta. Dacă nu e o persoană pe care o întâlniți sau pe care o știți, frumos ar fi să manifestați, pentru că aici e fain la etalare atât de generală cum este asta, să manifestați voi această energie. Adică dacă ați comunicat în februarie și v-ați hotărât, da, e o hotărâre, da? De a începe ceva, o relație, o afacere, o ce-o fie, un proiect, proiectul transformați în afacere. Pentru că regina de bâte e foarte creativă și nu doar, are mare încredere în ea și are o deschidere către idei noi. Deci frumos ar fi să manifestați voi această energie. Am zis, e întreprinzătoare, e un pic mistică, poate este o persoană pasională care vă seduce sau pe care încercați să-i seduceți în cazul în care preluați energia acestei cărți, poate vreți voi să fiți seducători. Să-i vrăjiți cu farmecul vostru în cazul în care nu vă vrăjesc ei cu farmecul lor. Eu cred că vă vrăjiți unul pe altul pentru că la un moment dat, în luna următoare, în aprilie, deja se trece la energia masculină. Adică se trece la acțiune, nu doar la vrăji, la seducții, chiar se trece la acțiune. De la vorbă se ajunge și la faptă. În cazul în care e vorba de un proiect, ajungeți să vă bucurați de succes, să vă bucurați de autoritate în direcția pe care ați ales-o. Pentru că ați tăiat, da? Ați tăiat ceva ce nu a prit, aveți un mare spor. Cel puțin februarie, martie, aprilie, teoretic așa arată cărțile. A trebuit să clarificăm. Repet, dacă nu sunt personaje, pot să fie energii. Poate regina de spade reprezintă pentru unii dintre voi și o energie mentală în care studiați problema. Faceți actele ca să demarați acest proiect. În martie aveți idei, din ce în ce mai multe idei, înfloresc ideile. Poate e o chestie misterioasă, mistică, care vă aduce mai aproape de succes. Dar sunt patru personaje trecând peste chestia asta. Sunt patru personaje. Pe care dintre ei vreți să-i manifestați, rămâne de văzut. Dacă sunteți doamne, bănuiesc că vreți să manifestați regina. Dacă sunteți domni, puteți fi cuceritori, dar într-un alt fel, mai masculin, evident. Vreți să, în aprilie, vreți să vă impuneți, mare grijă să nu vă impuneți cu forța că nu-i frumos, pentru că apare și împăratul. Aveți o dorință de a domina. Da, mersi de inspirație. Aveți o dorință cam puternică de a domina. Cu grijă. În mai, călătoriți, eventual. Sau vă detașați mental de cineva, de ceva, sau cineva vine în viața voastră, în preajma voastră, de la drum.
E o călătorie, noaptea, către lumină, de la griji, probleme, către speranță. Dar e o călătorie deocamdată în griji, așa arată în setul ăsta de cărți. În alte seturi arată altfel această carte. Că sunteți voi, că este acest semn de aer care vrea să revină, variază. Poate voi călătoriți către acest semn de aer. Dar dacă sunteți lângă regina, regele vostru, de ce v-ați mai duce acolo? Nu știu. Repet, e o singură carte pentru o lună. Este luna mai. Călătorie. Peste o apă. Ce apă poate fi? Variază. Depinde, nu știu ce aveți voi în plan. În iunie. Spânzuratul. Am zis că nu pot să vorbesc despre zodii, dar ar putea să fie semnul peștilor. Dar nu este obligatoriu. Poate să fie casa a 12-a a necunoscutului. Este luna iunie. Poate unii sunteți născuți în iunie. Da? Semnul racului. Și soarele din rac face trigon cu, eu știu ce planetă. A, cu Neptun în pești. Am înțeles. A, ce frumos. S-ar putea să aveți o viziune. Mama, mersi mult de inspirație. S-ar putea să aveți niște vise, niște stări premonitorii, niște chestii. Da, soare în rac, în trigon cu Neptun în pești. Dacă aveți și planete în pești, voi, ei sau cineva, se creează acest trigon care inspiră, aduce lumină într-o situație. Poate în această situație, în această călătorie, da? Că e chiar după ea. Probabil călătoriți și când vă întoarceți undeva prin iunie, aveți vise, da? E casa 12-a viselor despre această căsătorie și căsătorie. Călătorie trebuia să fie, dar poate pentru unii să fie o căsătorie pe care o lăsați în spate. Ciudat. O fi pentru cineva, nu știu pentru cine. Eu cred că sunt vise în casa 12 ani cunoscutului. Primiți inspirație prin vise. În iunie. Ce sărbătoare mai e în iunie? Cumva, să nu greșesc, poate mi-aduceți voi aminte. În iunie sau în iulie? Nu-i drăgaica. Ce este? O să caut pe Google. Poate acea sărbătoare să vă aducă niște mesaje din astral, pentru că e casa a 12-a a astralului. Eu cred că o să aveți niște idei. Și o să înțelegeți, eventual, dacă trebuie să vă detașați mental și voi și ei, cine o fi aici, da? Probabil o căsătorie sau un semn de aer, nu știu, variază. Căsătorie poate să fie și contract, dacă nu e căsătorie, că și căsătorie e tot un contract. Poate fi fost o căsătorie de interes, în fine. Să înțelegeți niște lucruri, de ce a trebuit să treceți. Eventual, cât v-a ținut stagnați? Am zis bine? Dacă nu, treceți peste și voi, că și eu trec peste multe. V-a ținut pe loc, vreau să zic, da? O situație de care trebuie să vă detașați. Este foarte posibil să vă meargă bine o perioadă și un gând, un telefon, o situație să vă readucă la un trecut, să vă retesteze, să vă reinspire sau inspire. Iulie. 10 de monede. E imaginea unei familii perfecte. 10 poate să fie și încheiere de ciclu. Poate, pentru că aveți un as aici, totuși. S-ar putea unii să încheiați un contract la locul de muncă sau o căsătorie, da? Și să, în luna următoare, în august, să începeți ceva nou, ori o afacere, un proiect, ori o nouă relație.
Dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva. E o carte foarte generală. 10 de monede poate să fie și abundență financiară, dar în contextul ăsta eu cred că de-abia acum înțelegeți, pentru că în momentul în care primiți acel vis, acea idee, poate reușiți, da, pentru unii, vă separați de un 10, de un contract, de o căsătorie, pentru că la un moment dat deveniți nou, singuri, independenți, eventual, am trecut direct la decembrie, pregătiți să vă întâlniți cu un suflet pereche. În fine, țineți firul, da? Repet, poate să fie abundență, în cazul în care aveți un proiect în care v-ați implicat, da? V-ați găsit, eu știu, o persoană cu care să merge să sporiți, poate e doar un gând, apropo, a, da, e posibil, poate să fie doar un gând, vă doriți pe cineva, eu știu, regele, regina, da, vei vedeți ce am aici, sau vedeți gutuile. Așa, regele și regina, da? Poate e doar un gând, să lăsați în spate ceva ce nu v-a prit și să vă creați familia voastră stabilă, abundentă. Tradițională și de ce nu? Uneori mai trebuie să urmăm și tradițiile. Cu măsură. Creativitate. În fine. Dacă nu-i gândul ăsta, poate unii dintre voi mergeți acasă. Vă întâlniți cu cei din familie, cu bunica, cu mama, cu verișoara, cu sora, cu fratele. Sunt niște tradiții în iulie pe care le simțiți într-un fel. Oricum, în august aveți acest frumos as de monede. Începeți ceva, dar chiar s-ar putea să simțiți și ajutor divin în această direcție. Este o direcție care vă dă stabilitate. Este un as, nu-i valet, deci se manifestă mai mult în plan superior, da? În 5D. Dar vine, e pe aproape. În cazul în care lăsați ceva ce a fost construit mulți ani, vine oferta. Vine oferta. Posibil să fie și un dar de bani la un moment dat, pentru că văd în septembrie împăratul. Mami, e o energie foarte interesantă și foarte puternică. Tot arcană majoră. Tot? Nu, e singura arcană majoră, dar vreau să zic că e puternică. Sunt niște luni, iulie, august, septembrie, care vă aduc stabilitate financiară. Probabil dați lovitura într-o direcție. După ce lăsați în urmă, ia, să nu mă arăt cu degetul, da? Lăsați în urmă ceva ce nu v-a prit. După ce primiți o idee, o înțelegere, inspirație, într-un fel sau altul. Ia uite, regina, spânzuratul, împăratul. Ah, ce frumos! Vai, ce văd eu aici! În fine, vă echilibrați, vă creați un imperiu. Da, treceți de la afaceri la imperiu. Ah. Dar fiți atenți, asta e o arcană majoră. Nu vorbim doar de imperiu pe pământ. Este într-adevăr o energie foarte impunătoare. Dar varianta superioară a împăratului există. Omul acesta poate să guverneze în dreptate, în adevăr. Omul acesta, dacă e variantă pozitivă, sau energia aceasta, e un violet, da? Poate să fie conectat la o latura sa spirituală. Chiar dacă e în armură, chiar dacă este impunător, chiar dacă e împământenit, da? Chiar dacă e așa mai dur, are o latură spirituală. Dacă vrea să o manifeste, da? Vedeți? O manifestă. Sper să o manifestați. Dacă nu sunteți voi, e altcineva în preajma voastră, poate este un șef, poate este altcineva mai mare decât voi, care vă ajută, vă susține,
Varianta frumoasă a împăratului este că e protector, susține. Poate pentru unii, unele doamne să fie un berbec sau un taur, pentru că apare berbecul și pe aici, da, apare semn de foc, pentru unele doamne. Taur pentru că apare și semn de pământ. Doar o carte pentru o lună. Dați niște cărți foarte faine. Ce septembrie? Septembrie. Măi, nu știu, așa zic, așa simt, așa zic. Fiți atenți. Ce intenții puneți în martie? Wow, se pot manifesta grandios în septembrie. Mie mi s-a întâmplat. Și vă zic vouă, ia ca așa, că aici mi-a venit ideea. Ce am setat anul acesta în martie? Să mă mut în alt apartament și să fac niște transformări, niște schimbări în viața mea. S-a manifestat în septembrie. Pe 1 septembrie mi-am luat alt apartament, m-am mutat. Măi, e un ciclu de lunar, apropo de lună, da? 6. 6, da? Luni. Martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. În martie, când o fi, lună nouă în martie, ce setați? Măi, ăsta e sfatul meu, poate nu întâmplător ascultați această etalare, care e extrem de generală. Ce setați? Vă setați intențiile în martie, se poate manifesta superb în septembrie. Eventual, dacă sunteți doamne, să vă întâlniți. Poate vă întâlniți, vă despărțiți și iar apare într-o formă superioară regelui de monede. Jumătatea voastră. Da? Dacă sunteți bărbați, la fel, poate să fie. Acum. Pentru că aveți cuplu divin aici. Chiar dacă vorbim de un semn de apă, nu contează. Probabil că amândoi sunteți pasionali. Probabil că amândoi aveți, eu știu, idealurile voastre, da? Pentru că sunt diferite. Ia uite ce interesant. Fiecare are, unul are băta în stânga, altul în dreapta. Că aici e partea faină. Se completează, da? Unul e mai autoritar, altul e mai creativ și tot așa. Poate e același personaj. Că sunteți voi, bărbați. Sau partenerii voștri, doamnelor, domnișoarelor. Rămâne de văzut. În octombrie, Victorie. Dacă vă asociați cu acest domn, om, poate să fie și doamnă, dar doamnă împărat e cam nasol. Sincer. Ar fi o variantă negativă a împărătesei. Nu, aș prefer să fie bărbat. Că dacă e doamnă care se manifestă așa, e nasol. În cazul în care vă primiți un ajutor, colaborați, da? Cu acest om, cu acest personaj, cu această energie, adică vă echilibrați voi viața, vă puteți bucura de victorii. Și în luna octombrie, eventual, tot ceea ce creați până la acest împărat, dacă e creația voastră, va fi apreciat și de public. Veți avea fani, veți avea oameni care vă vor urma într-o direcție și mamă, ce frumos! Să zic sau să nu zic? Bine, pentru un procentaj mic. Cine are victorie, în ce direcție o fi, veți vedea, veți trăi și veți vedea. Cine are victorie? Pentru că asta e cartea pețitorului. În mai multe variante. Și nu știu de ce mi-a venit ideea asta acum. Cine are succes într-o direcție financiară, de care o fie, cine își găsește echilibrul acesta, la un moment dat, prin octombrie, va merge să pețească pe cineva. Este ca un inel, da? Un inel pe care îl oferă cuiva. Ok, probabil persoană independentă. Probabil, da? Regele oferă regine, regina îi face propuneri, hai, când, așa?
În octombrie, în noiembrie, în continuare, vă bucurați de echilibru financiar, e varianta mică a împărătesei. Ah, gata, am priceput de ce împăratul o cere. Da, așa zic, o cere pe doamna care este singură, nu este în relație. Foarte bine că nu o să cer pe cineva care e deja în relație. E cam aiurea, nu? Sau voi veți fi cerute, în cazul în care lăsați în spate 10 de monede și vă mulțumiți cu 9, pentru că poți să fii foarte fain și cu 9 de monede. Și ia că așa terminați anul în această relație superbă a două suflete perechi care se regăsesc din când în când la câteva vieți sau la fiecare viață și vă bucurați, ia uite, vă bucurați unul de celălalt. He! Mai! Și dacă nu vă place ceva, schimbați. Ce nu vă place, schimbați. Ia uite. Două de bâte. Ah, două cuibușoare se unesc și faceți un Old MacDougall has a farm. Faceți o fermă. Ce drăguț. Old MacDougall has a farm. RAC 2020. Dați-o măcar ca pe o chestie distractivă. Mai, colaborați. Munciți ca să vă creați imperiul. Unii, așa, bine, în general, racii sunt pentru echilibru financiar, știu și tu, Doamnă Divină, cât ai nevoie de echilibru. Da, varianta în 3D a împăratului, ce drăguț este, 9 de monede. Wow, turnul, niște situații neașteptate. Bine, eu vi l-am zis așa în mare, dar vor apare niște situații neașteptate. Vai, Kali! Nu mă așteptam să apară la voi, racilor. Kali, Kali Yoga, este Saturn. Niște situații foarte intense. Vă transformă mental. 8 de manuscrise vă trans... Ia uite, găsiți un foc interior, vă conectați la niște energii, nu sunt prea multe. Ce a sărit? Uf, ce frumos! Lumea, psihe, psihe și eros. O fi vreo legătură? Turnul, lumea, asta să vină și a treia. Justiția, după o separare. Lumea n-a apărut și mai devreme? Dar e fluture, draga mea, doamnă, e transformarea prin dragoste. Vai, ce frumoasă poveste! Da, transformarea prin dragoste, pentru că Eros s-a maturizat după ce a trecut împreună cu Psihe prin nu știu câte încercări. Și turnul poate să însemne reconstrucție în cazul în care a fost o sau va fi o separare, o transformare. Ia. Și steaua, ce frumos, a treia, pentru rac. Hai, iar am vorbit mult, 37. Ok, tu. Ah, ce frumos! Asul de cupe. Acele de cupe. Ce frumos! Valetul de monede. Începeți cu pași mici și sigur studiați cum să vă bucurați de... Da. De echilibru în viața voastră. Cum să vă bucurați de, nu știu, de o dragoste. Ce frumos! Deci turnul, lumea. Și asul de cupe. Asul de cupe, o nouă dragoste. Repet, poate să fie și vindecarea voastră după niște situații. Că am văzut 10 de spade. A, aveți și asul, da. Începeți unii dintre voi o relație de lungă durată stabilă cu cineva pe care iubiți. Da? Da, e chiar dragoste. E chiar dragoste. Dar pentru asta a trebuit să treceți printr-o separare. Mai, Saturn. Saturn este și Capricorn, este și Vărsător. Mamă, ce intensă e cartea asta. Kali. E o energie negativă în setul ăsta de cărți. Dar, conștientizându-ne negativitatea și anumite defecte, reușim și văzându-le, reușim să ne transformăm. Și uite așa vă transformați psihicul. Intrați într-o nouă lume plină de dragoste.
în care sunt două flăcări, da? Două lumânări. Interesant că aici sunt două semne de foc. Nu zic musai că e semn de foc, pentru unii poate să fie, dar cred că amândoi sunteți pasionali. Da? Pasional, focul, da? Spirituali. Ah, da, și spiritual și pasionali. Nu știu de ce, dar vă topiți unul după celălalt. Așa simt, așa vă zic. Ca lumânările. Noroc cu apa asta care vă mai... aduce în mediul vostru natural. Ce frumos. Vă transformați psihicul. Lumea interioară în acest an. Și vă transformați către dragoste. Toată lupta asta voastră pentru echilibru, pentru stabilitate, pentru imperiu pe care unii și doresc, pentru una și alta, da? Pentru că variază de la unii la alții. Vă aduce mai aproape de dragoste. Dar vă aduce într-un fel deosebit. Vă ridică deasupra materialului. Ce frumos! Ela, mai repede. Când... ia uite. Da? Raci, 2020. Energie generală. Ce nu vă place? Skip. Da, e bine să stai până la sfârșit să vezi măcar mesajele de final. Rac, mesaj pentru raci. Hai să aleg eu. Îmi dați voie să aleg? Îmi dați voie. Asta vreau. The heart of the matter. Lucrurile sunt mai profunde. 22 este număr maestru. 22 va duce către 4, către stabilitate. Lucrurile sunt mult mai profunde. Este o lume pe care o creați, pe care o țineți ascunși în voi și probabil n-ați materializat-o. Nu degeaba ai fi vorbit despre 10 de cupe la început. Acea dragoste, acea bucurie care poate rămâne o iluzie dacă nu o materializați. Uitați-vă la puterea voastră interioară. Pentru cei care... ah, ce frumos! 11 și 22. Ha. Sunteți mai puternici decât credeți în cazul în care ați uitat. Dar poate că acest mesaj vorbește și despre puterea voastră spirituală, pentru că intrăm în 2020, da? 11 este numărul meu. 22 este apartamentul meu. Doamnă, te aștept pe la mine. Bine, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și dacă nu vă place ceva, oricând puteți manifesta ce vreți voi. Pa!